Bună ziua, dragii mei prieteni, sunt Zildana Uzac, bună, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Vă salut cu mult drag, sănătoși, voioși. Fetelor, eu astăzi vreau să vă arăt un truc foarte bun, nemaipomenit de bun. De mult vroiam să vă arăt acest tratament natural, că îl faci în casă, așa face bunica. Așa vă arăt să fac și eu, deci pentru dureri de oas, chiar și genunchi, chiar și umăr, chiar și mână, chiar și coastă, chiar și spate, chiar și după cap, chiar și gât. Eu am aici trei frunze de hrean. Să știți că hreanul scoate durerea de articulație, este foarte bun. Așa făceau al de bunica, al de străbunica. Am aici două linguri de mere și am aici o bucată de himbir. Și o peliculă ca eu să învălesc piciorul sau mânuța, sau cotul, sau umărul, și cam 20 mg de oțet de miere. Ce fac eu mai întâi? Așa, clar că pe vremuri al de bunica nu aveau turmeric sau acest minunat condiment, da? Dar eu îl pun fiindcă el ajută foarte mult, scoate durerea de la articulații. Este nemaipomenit de bun. Noi deseori avem dureri de picioare sau de mâini, de la îmblătură, de la încălțăminte înaltă sau chiar și de la muncă sau chiar și de la dureri de oas, articulații, artrit reumatic, reumatism. Așa, eu ne-am pus pelicula mea, eu am pus aici, am tăiat foarte mărunțel himbir, o bucată de himbir, fiindcă himbirul, așa îl pun, fiindcă himbirul scoate durerile de la oasă. Dacă vreți, îl dați prin răzătoare, așa, în așa mod. Deasupra eu pun curcumaua sau tumericul, așa, îl tăieți mărunțel cum doriți voi. Așa, eu tai mărunțel. Știți că durerile de oasă sau de spinare sau de mâini poate să vă doai și de la sistemul nervos. De exemplu, dacă v-ați enervat cu ceva, ori ați auzit o noutate că nu este bună, poate să vă apuce o durere în șold, picior, mână, cap. Așa, deci eu am pus himbirul meu așa. Poți să-l tai și mai mărunțel. Eu am pus pe el puțin tumeric. Așa. De exemplu, puteți, dacă aveți 3-4 frunze, poți pui pe amândouă genunchi, pe amândouă mâini. Așa. Eu pun aici puțin oțet, cam 20 de miligrame. Fiindcă oțetul la fel este foarte bun și scoate durerea. Oțetul este bun și pentru căderea părului, oțetul este bun și pentru ciperca la picioare, oțetul este bun și pentru a slăbi. Și adaug o linguriță de miere de albin. Peste hrean, peste himbir, tumeric sau curcuma, adaug o linguriță de miere de albin. Întind așa peste tot. Mai am aici o bucată de hrean. Așa, deci eu am făcut ca un cuib. De exemplu, dacă nu ne doare piciorul, dacă pe noi îmi doare degetele la picioare sau dacă avem o bătătură foarte mare, această mască sau acest tratament cu himbir și hrean este foarte bun, să știți. Cum fac eu? Dacă te doare talpa la picior, talpa, pui așa talpa, da? Fiindcă eu nu am dreptul să arăt piciorul pe YouTube, este o restricție. Da, deci pui așa talpa și învălești în peliculă și hrean. Tot și lași așa cam o oră, două. Să vezi că piciorul a să tragă tot sucul de aici și hreanul a să schimbă la culoare, a să facă o culoare vineței. Dacă tu ai dureri după cap, la fel, pui așa încetișor după cap. Dacă ai dureri de mâini, dacă ai dureri de genunchi, la fel. De exemplu, eu am dureri pe talpa piciorului. Eu fac așa. Așa. Sunt foarte multe persoane care au dureri talpa piciorului, așa, putem spune deasupra un fular, putem spune
ceva ca să fie călduț, să știți, da? În așa mod, ia uitați-vă, da? Deci aici este talpa, poate fi și talpa așa, stai cam 2 ore. Să știți că este nemaipomenit de bun acest tratament făcut în casă și-l face străbunică. Este tratament pentru dureri de oas, tratament pentru dureri de tălpi, dureri de genunchi, dureri de mâini și umeri. Câteodată noi spunem femeile, Doamne, și mai doare un umăr, nici nu pot să ridic mâna. Ori, Doamne, și mai doare șoldul, așa se zice și la noi, mai țărănești. Ori, Doamne, și mai doare piciorul, că nici nu pot merge, mă mărțești. Acest tratament, hreanul, este nemaipomenit de bun. Eu vă doresc să fiți sănătoasă, eu vă doresc să nu vă doare nimic. Distribuiți această postare, să vedeți cum tratamentul acesta, făcut în casă, îl faci tu singurică, îți trece durerea de oas. Cu voi a fost Zidana, prietena voastră. La mulți ani, aveți grijă de voi!